Vai de cap, mă, deci... Am apă în gură, deci... Dacă îi bagi ăsta o gutuie, o gutuie în gură și îl bagi la cuptor și la deja vreo 3 ore, vai de mine ce este aceea. Ce gutuie, Bobiță, cu măr? Nu merge, mă, măr, bagi la mel, la porc îi bagi gutuie ca să intre fibrele aia cum trebuie să-l pătrundă, să-l... Cât e? 6 milioane. Cât? 6 milioane, n-auzi? Bă, dă-l dracu, păi, îmi dai și ramă la el, nebunule. Tu faci mișto de mine. Păi ce, ăsta e tablou? Păi la bani este normal că e tablou și că nu orice tablou. E tablou de la de art, au 6 milioane. Bobiță, n-am ce să faci. Atâta costă. Vezi cum s-au scumpit toate. Dacă tu nu-l vrei, îl iau înapoi. Lasă-l, mă, îl iei tu înapoi. Aia l-a adus să-l iei înapoi. Eu zic așa, că data viitoare când mai vii cu prețul de-astea, dă-și tu un telefon înainte să mă pregătesc. Hai, mersi. Sănătate, să mâniți sănătos. A, noroc. A, Dumnezeu drăguț, nu doarme. Tu ce faci, mă? A, ce-ți fac, bă, bine? Ce faci cu cimentul ăla? Te-ai apucat să faci cavou în spate acolo? Nu, mă, n-ai zis că turnăm alea aia în spate acolo? Când ai zis că turnăm alea aia în spate? Alu trecut, mă! Păi și așa ai zis eu, băule, că ai de făcut. Mătur în față și să spăl geamurile. Și ai măturat în față, ai spălat geamurile. Nu. Nu, foarte bine, atunci a fost cavou că te omor cu mâna mea astăzi. Ce ai, mă? Ce ai, mă? Ia și animalul ăsta și bagă la colea în lada aia frigorifică. Ai de capul meu. Ce ai de capul meu? E mic, mă, cum e milă de el, mă. E mic, ți-e milă de el. Aia era, ți-e milă de el. Dacă îl bagi în foi de vardă și îl hăpăi într-o oră cu un borcan de muștar, nu ți-e mai e milă. Ia și bagă la colea în lada aia, n-auzi? Pice. A, n-ai reparat lada. O, dacă nu te iau și te umor cu mâna mea până la urmă. Gata, Bobiță, promite-o că o repar. Azi o repar, promit. Păi și eu ce fac cu ăsta aceea, bă, că se... Lasă-l acolo, că nu moare. Bă, ce faci? Ai zis, mă, să intru și în cârciumă să dau cu mătura? Ce-ai să repar la de-aia frigorifică, că se dezgheață elefantul ăsta? Ce elefant, mă, ce? Elefantul, mă, prietenul lui zebra. Ce zebră? Bă, pune mâna și repară la de-aia frigorifică, bă, că se împute ăsta aceea. Bobiță! Stai, mă! Mută sacii aia de acolo, că jur pe dracu cineva gâtul când intră în cârciumă. Da, mă, să repar la de-aia și după aia iau și sacii. Băi, nasoala rău de tot, a venit ăia, de ce asta? Un porc, bă, care e? Aia de la NAV, bă, era la oaie. Am auzit acolo când zicea că următorul pe listă tu ești. Când s-a urcat în mașină, știi ce am făcut? Am luat-o pe scutătură să vin să te anunț în curțile oamenilor, cu câini după mine, cu pisică pe spate. M-am mișcat și urătoare, eram tot bă, tu vorbești serios, mă? Voși, mă, că nu-i de glumă. Și unde vrei, mă, să mă duc? În Alaska? Unde vrei? Alaska, Massachusetts, Illinois, oriunde. La oaie era. Bă, băiatule, tu ce a făcut ăla, bă? Deci la terminat nu mai vorbește, bă. E la muțit, ești nebun la cap. Deci nu mai recunoști la față, bă, zic, l-am bătrânit cu 30 de ani, bă, băiatule. Mamă! Nici o mamă, du-te și pune niște rufe într-o sacoșe de-aia de rafie, că trebuie să plec, n-auzi că e la oaie aia. Hai de capul meu. Bă, băiatule, deci eram acolo în magazin, vreau să-mi iau un pachet de țigări, înțelegi? Deci a intrat băieții, s-a legitimat când i-a zis lui ăla care 300 de milioane datorie, deci a început să plângă-i coala. Vai de mine și de mine. Ce mai e terminat ăla, mă, deci bă, băiatule, dacă nu mă crezi, du-te acolo să vezi. Deci a venit toate babele de sala, chema vă părinte, ăla plânge, e terminat acolo, alea stă cu batistele pe el. Ia-o pe ea! Ia, ce vrei, mă, să fac cu sania asta? Ai zis, mă, că te duci în Alaska, tu ce nămezi zăpadă e acolo de... Bă, pune niște rufe într-o sacoșe de rafie ca să am în ce să mă îmbrac acolo când auzi că plec. Bine, mă, Sani, mă duc. Nu te duci, mă. Mă duc să-ți pun rufe, mă. Du-te, mă, afară și vezi când vine ăia, n-auzi că e la oaie, mă, anunț, du-te. Nu, tu, bă, bă, tu stai aici. Du-te, mă, tu, stai pe terasă și când vine ăia, mă anunț când vine. Hai de capul meu. Hai de capul meu. Ce, mă? A venit. A venit? Da. Du-te și stai cu ei de vorbă, du-te și ține ce de vorbă. Ce să vorbesc, mă, că nu știu ce să le zic, că nu-i cunosc. Du-te și ține ceva, vorbește cu ei în franceză, în engleză, ține acolo de vorbă. Ce scrie dar la funetă și o să se ostilopil? Du-te și bă, dă și mie 2-300 acolo. Pentru ce să dau, mă, 2-300? Păi cum că am venit să te anunț, nu meri și eu ceva? Bă, tu faci mișto de mine acum? Cum o să fac mișto, mă, m-am riscat la fază de aici, de plus că s-ar putea să mă trezesc cu ei la ușă. Păi, ce să vină, mă, la tine? Și uite, mă, păi lasă să ăștia de la NAV, că ia pe toți prin crucișare, ești prietenă, mă, mă trezesc cu ei la port, o să vezi. Ia, mă, fiaz, ia de aici 10 lei până rezolvăm noi treaba. Du-te și ține-i pe aia de vorbă, vorbește ceva cu ea. Nu știu unde fugi, mă. Mă duc, nu știu unde mă duc, mă duc! Seti un terasă, un colivii.
Leșat blanc, miau, miau, în tablou noir, leșez... Alo, alo, stai, lasă că vorbesc eu, el e, el e cu francez de-aia, dă cu francez, că e... Da. Bună ziua, bună ziua. Da. Bine ați venit, sunteți de la ANAF, a? Dacă scrie pe mașină, zic că da. Ia uite că dacă, da, știe să... Da, frumos, frumos. Ați venit să-l căutați pe Bobiță? Da. E Cârciumale, nu? Da, da. Și nu. Și nu. Că m-a... Adică? Adică a fost cârciumă, dar nu, a mers și asta a fost. Ce să nu meargă? Da. Că merge de bubuie, da. Știți cum e? Duminica! Da. Deci bubuială, da. Pune mese până la șosea și încolo, și încolo. Da, mă, mă dă-n ce gură, mă, nu-i așa? Păi și atunci de ce a făcut o sinagogă, mă? Ce sinagogă, mă? Păi vezi că ești prost, că nu știi. Deci vă zic, în timpul săptămânii e sinagogă, vine lume din toată țara, din Israel, de... ne rugăm în schimburi, ce ai de cap mă, la gura noastră, că nu m-a... Când te-ai rugat tu, mă? Când m-a rugat eu, mă, păi nu m-a rugat că nu m-a lăsat înăuntru, că n-am zulufi, că nu e crescut cum ar veni, trebuie să aștept să-mi crească zulufi, te bași? Alo, 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 mă enervează ăsta că e prost. Sinagogă, crâșmă, nu contează. Da. Bobiță-i înăuntru? Păi n-ați primit mail-ul? Nu. Mă... N-ați primit mail-ul cu... L-a luat la spital. De ce la spital de o săptămână la aparate, la aia nu e de glumă. Deci... Ce-a pățit? Ce-a pățit? Da, tot de la bani, vă dați seama. Adică? Adică te-a înghițit o monedă de asta de 50 de bani. Deci, hop, s-a dus. A mai... Pentru o monedă l-a pus la aparate? Ce-i înțeleg dacă îl pune pentru un fișic. Păi nu e că e mai complicat, că dacă tot ne-am adunat, așa că vă zic. Deci, el, săracu, și făcuse analizele cu o lună înainte. Și ei și fierul mărit. E, când a intrat moneda asta, vă dați seama, i-a dat cu supradoză direct. De săracu s-a speriat, era așa, că nu știa cum să scape de fierul ăla și a gândit să folosească un magnet. Și avea dorel un magnet mai mare așa. Și când a luat magnetul ăla și când l-a dat așa de pe burtă până pe gât, ța, pum, căzut magnetul, s-a făcut. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că vă dați seama că el cât a umblat cu ăla numai 8 ori făcea așa pe el, vă dați seama. Deci mațele alea sunt așezate și ele ca niște serpentine pe munte, că am citit și eu undeva. Și vă dați seama cât a amestecat el așa, odată s-a albit așa și direct leșinat. A leșinat. De capul meu, Bobiță, frățiorul meu. Deci eu vă zic că eu m-am speriat rău de tot, am chemat smurdul, a venit băieția, l-a luat, i-a făcut radiografie și când a văzut ce era înăuntru, Doamne, că și doctor a zis, Doamne, n-am mai văzut așa caz în viața mea și doctor. Vorba aia care are milioane de cazuri, doctorul nu stă, stă. Zic că mai fă mură, zic. Deci știți baloanele aia de la petreceri de să face căței din ele, animăluțe, flori, da. Exact așa era el înăuntru. Ce era înăuntru? Doi căței și o girafă, așa a ieșit. Hai de capul deci, vă zic, dacă nu-l punea la aparat, deci era mort. Că aș fi zis la câte noduri are înăuntru, a zis doctorul că-l ține cel puțin un an de zile, că vă dați seama, trebuie să deznoarte alea, e migăloasă, trebuie, până stai să... Și la ce spital e? E la București, la dus departe, nu e... Sa... La Floreasca? De ce? Păi trebuie să mergem să verificăm. Nu! Nu, că la nu e, l-a luat, l-a dus. Nu mai e, l-a luat în Elveția. Deci vă zic că l-a luat în Elveția, să vedeți ghinion, că cum e viața asta, domnule, că... Deci el cum stătea acolo internat, cum ar veni, mai avea și un coleg de cameră. Și el a rămas fără baterie la telefon într-o seară, ca să vezi cum i-a întâmplat. Și a vrut să-și încălce telefonul și l-a scos pe Bobiță de la aparate de săracu. Cine mă rogitor, dar l-a scos. Dar stai mă, nevă, nu te enerva, că și omul ăla săracu, unde să-și încălce telefonul, că n-avea unde. Dar mă rog, în fine, dar nu beți o bere ceva, că dacă tot ați venit. Mi-a zis Bobiță că veni. Vezi că vin băieții de la NAP, bine, mi-a zis asta când era săracu, era doamna aia pe el de la... Cât să-l... aia și... Vezi, să le zici că atunci când mă fac bine, mă duc și plătesc toate datorile, că așa e felul lui de-a fi, deci nu suport să aibă datorii, că... Hai bă, stăm la o berbe, cât am venit până aici. Păi așa... Dar să-i zici să plătească, adică zic, penalizările. Îi zic de penalizări, zic de du-te mă ce adu berile alea, stai aici. Vă rog, luați loc, vă rog frumos. Doamne, dar ce surpriză mi-ați făcut cu... A fixat de... Ce mai mă păsa acestea de aceea, mă? Hai, mă, duci odată perile alea! O, mă, nu mai urla așa, că vin acum! A plecat. Bă, dar nu mai plecă ăștia?
știi? Bă, atâta bere nu bea nici galeria asta aici, nebun la cap. Lasă-mă că tot pe mine mă ia bobiță și pentru asta. De ce să te ia, mă, ce ești prost așa, mă? De ce stai aici, nebun? Pe trebuie să-i cistim, mă. I-am scăpat de datoria așa. Dar la unde e? Nu știu, mă, că când am intrat în cârciumă nu era nicăieri. O fi ajuns în Alaska. Cum să ajungă la Alaska, bă, ce așa aproape? Ce ai, mă? Ce vorbești, mă? Păi dacă a prins bariera ridicată la Drajna, rachetă s-a dus. Hai, dă-și tu o bere. Eu nu beau, să știi. Eu nu beau, că eu mai am treabă de făcut paci, mai am de făcut curățenii astea. Da, e până la de pe bar, ce era, mă, cu el, că n-am înțeles. Ce e până, mă? Nu era, mai era purcel, mă. Pe așa mic, mă? Da, mă, că era de lapte, mă. Da, bravo, pe așa zi. Mam. Ce? Mai de capul meu, mă omoară, mă, viță. De ce, mă? Am uitat să-l bag în ladă, mă. Bă, da, prost ești, mă, pe s-a puțit până... Ia, uite-l. S-a puțit, mă, prostule. Mai de capul meu. Ce frumul ai fost în Alaska? Te prins? Capul meu! Vezi serialul pe Voio.